Gata, dragi oameni buni, suntem pe ultima parte a emisiunii, cum ar veni. Noi toți suntem aici și ne întrebam cât a fost publicitatea, eu și cu Adrian. Ce are, bă, lumea cu chestia asta cu părul lui Adrian? Deci, sincer, vină un pic cu păr. E un păr normal, de om normal, și nu înțeleg ce are frumoșica cu el. Adică îmi fac duș în fiecare dimineață frumoșica și nu mi-e ușor, pentru că stau în centru vechi, în centru vechi vine apă caldă greu la ora aia, trebuie să aștept să o las să curgă, trebuie să fac duș și după atâtea sacrificii, tu, frumoșica, profiți de scurtele zile pe care le mai ai în România și te iei de mine că sunt nespălat pe cap și așa mai departe. Tu crezi că soldații o să fie un pic mai curați decât mine? Gândește-te și la asta. Sau Micuțul. Micuțul e gras? Da. Toată lumea zice de mine că balen, că... Mi se pare că ești nedreaptă. Deci, frumoșica, până să pleci în Italia să ai grijă de un bătrân, te rog, când stai și te vezi la noi, încearcă să fii și tu mai drăguță, că frumoșică, dacă ești, asta nu înseamnă nimic fără drăguțenie. Dar trebuie să recunosc că ne-am uitat pe profilul tău și ne-am dat toți cu părerea. Ne-am dat toți cu părerea și l-am umplut de părere, de păreri, și părerile sunt împărțite, dar toți credem că într-adevăr frumoșica este adecvat pentru ceea ce reprezinți. Pentru că ești super, super frumii. Ești super Ani. Adică o să ajungi animatoare asta. A, de asta e frumoșica Ani, mă, corect. Ești frumoșica... Și cu acestea te lăsăm în pace. Până mâine. Stai așa să fac un semn discret. Mulțumim mult, frumoșica, și altor oameni care ne înjură, pentru că noi cu asta ne hrănim. De asta e o sală atât de mare, pentru că e multă energie negativă. Asta iau eu, că n-are. Ia-mă, ia du-te.